place să port bijuterii, depinde și de ținută. Să răspund la doua întrebare, dar să nu uit să mai adresez o dată prima întrebare, că o să uit. Îmi place să port bijuterii, depinde foarte mult și de ținuta pe care o port. Îmi plac chinelele, doar că azi n-am mai avut timp să le pun. Și am și primit niște bijuterii frumoase de la Alex. Nu mai știu dacă prima bijuterie a fost un lanț cu pandantiv tip diamant de la Tiffany's, cu care mi-a făcut, nu ca o mare bucurie, nu că nu mă așteptam, a fost ceva, mă uitam la pungă și eram, tu ești serios, tu ești zdravă în la cap, tu nu ești sănătos, ce a fost în capul tău? Și mi-a adus o mare bucurie, dar nu mi-a venit să cred că, nu știu, a făcut un gest din ăsta. A rugat o prietenă care a călătorit la New York în anul ăla și a făcut FaceTime cu ea, a trimis un magazin, în primul magazin Tiffany's, să-mi aleagă el personal silinderia. Da, măi, și când mi-a povestit, nu mi-a venit să cred că eu am și avut o reacție din asta de mă uitam la pungă și eram, ce e asta? Sper că glumești, sper că n-ai făcut. Reacționezi în general la cadouri? Da, dacă sunt cadouri exagerate, nu numai că nu mă aștept, dar când dai foarte mulți bani pe fondul meu, cum place mie să zic, mi se pare că nu ești sănătos la cap, adică în loc să investești banii ăia în altceva, nu știu, poate să mergi acum o fată care nu e materialistă de absolut deloc. De ce să zic, apreciez, mulțumesc și mă bucur din tot sufletul, dar măi, sunt totuși niște bani, pune-i deoparte, știi? Sau, nu știu, hai să plecăm undeva de sărbători sau să călătorim. Important este că e romantic. Important e că e foarte romantic și mi-am făcut niște surprize de-a lungul timpului de nu mă așteptam, pentru că el la începutul relației... Cât aveți împreună? Că deja când vorbim, parcă nici nu... Vreo 2 ani și... Da. Nu vine să cred cum trece timpul. Da, vreo 2 ani și, nu știu exact câte luni, dar vreo 2 ani și. Mi-am luat și 2 inele, dar nu a fost niciunul dintre ele the one, așa că aștept. Da. Deci în curând poate vedem inelul pe degetul inelar. El așa mă amenință. Păi da, te amenință, dar nu trebuie să știi tu când exact. Asta mi-a zis, zice, dacă ai ști și dacă ai bănui, care ar mai fi farmecul? Că de nevastă știi că oricum te iau. Ideea e că e în plan. E în plan, ceea ce oricum. Să te vedem o rochie de mireasă. Da, nu știu, rămâne de văzut.